Porunca țarului. Într-o țară îndepărtată avusese loc o răscoală. Răsculații pierduseră, iar conducătorul lor fu prins. Țarul îl închise în temniță pe conducătorul răscoalei, iar fata acestuia se duse la țar ca să ceară eliberarea lui. Fata era tânără și frumoasă, dar țarul nu se lăsă impresionat. Îl eliberez pe tatăl tău și te iau și pe tine de soție, spuse fetei, dacă vei face ce-ți spun eu. Dar dacă nu, atunci tatăl tău va muri, iar tu te vei căsători cu grăjdarul. Așa să fie, spuse fata. Ce trebuie să fac? Trebuie să vii la mine, nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, nici pe jos, nici călare, să-mi aduci un dar și nici să nu-mi aduci. Fata plecă gândindu-se la ce are de făcut. Nu era doar tânără și frumoasă, era și isteață pe deasupra, iar ceea ce îi ceruse țarul nu era imposibil. A doua zi se înfățișă înaintea țarului. Avea pe ea numai o plasă deasă de pescar, așa că era și îmbrăcată și dezbrăcată. Stătea călare pe un iepure, așa că nu era nici pe jos și nici pe cal. În mână ținea o prepeliță, pe care când ajunse în fața țarului, o lăsă liberă, deci îi adusese un dar, care nici nu era dar. Țarului îi plăceau oamenii deștepți și curajoși. Își ținu promisiunea, îl eliberă pe rivalul lui cel curajos, iar pe fata cea deșteaptă o luă de soție.